Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt proful Menci și astăzi vom vorbi despre diete. Cum putem slăbi fără ca sănătatea noastră să aibă de suferit? Dar și cum putem avea o viață sănătoasă? Astăzi am o invitată specială, al cărui regim de viață ar trebui urmat de cât mai mulți dintre noi. Este vorba de domnișoara Carmen Brumă. Bine ați venit! Bună ziua, domnul doctor, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Nu e prima oară, nici ultima oară. Și vă urez viața lungă cu acest format. Vă mulțumesc și sper să facem un lucru bun pentru telespectatorii noștri. Pentru că, cu de siguranță fapt, faceți, noi, pentru că faceți lucrul ăsta de foarte mulți ani. Facem cu toți invitații, pentru că asta este și scopul unor astfel de emisiuni, nu? Să putem ajuta dacă oamenii sunt receptivi, dacă vor să audă, dacă vor să aplice. Noi vorbim și fiecare, sigur. Important este că avem invitați speciali, avem invitați care ne pot împărtăși din propria lor experiență. Lucrul acesta este cel mai bun și care prezintă, dacă vreți, cea mai mare certitudine. Cu alte cuvinte, ați putea să ne răspundeți cum ați ajuns la acest stil de viață? Ce v-a determinat să vă schimbați viața radical și cum ați reușit lucrul ăsta? Și mai ales cum ați reușit să faceți din asta o chestiune durabilă? Pentru că se știe, nu? Este ușor de câștigat un război, dar este foarte, foarte greu să menții apoi, nu? Rezultatele obținute în urma acelui război. Dumneavoastră ați reușit, războindu-vă, nu, cu dumneavoastră. Da. Lucrurile s-au legat în mod firesc pentru mine. Totul a pornit de la o experiență neplăcută pe care am avut-o în adolescență, o experiență legată de kilogramele în plus. Am avut cam 35-37 de kilograme în plus față de câte am acum. Ei bine, și mi-am dat seama în scurt timp că nu mă simt bine cu acele kilograme în plus, că am o mulțime de probleme de sănătate și de disconfort, de diverse tipuri. Și atunci am hotărât că e momentul să slăbesc. Bineînțeles că am făcut un număr de prostii și de greșeli pe propriul corp și afectându-mi în mod clar sănătatea, într-o mai mică sau mai mare măsură. E bine, după ce am făcut aceste greșeli, am început să învăț, am început să citesc, am început să mă consult cu oameni de specialitate, să cumpăr diverse cărți și să încerc lucruri pe propriul corp. Iată de ce sugerăm acum, mai ales tinerilor care sper că ne urmăresc, să nu mai fac aceleași greșeli. Să învețe. Să știți că foarte mulți oameni nu reușesc să învețe din experiența altora, din păcate, și au nevoie de propriile greșeli pentru a învăța. A reuși, da, să găsească un drum compatibil cu propriul organism. E bine, în cazul meu s-a întâmplat la fel. N-am fost capabilă să învăț din experiența altora și am ținut neapărat să fac propriile greșeli, care m-au costat, pentru care am plătit cu vârf și îndesat. În timp însă am reușit să îmi cunosc foarte bine organismul și să învăț ce este mai bine pentru el. Și la un moment dat am început să și împărtășesc lucrurile astea. Oamenii m-au crezut din fericire și le mulțumesc pentru asta și de atunci mesajul meu este cam acesta, că o cură de slăbire nu poate dura toată viața. Nu poți să trăiești ținând cure de slăbire. Nu poți să fii slab doar pentru evenimentele importante din viața ta și în rest să fii gras și mâncător de orice. Nu ține, merg, funcționează odată. Să dezvoltăm subiectul acesta al dietelor, pentru că este un subiect foarte actual, este, dacă vreți, ceva cu foarte multe capcane, iar dumneavoastră cunoașteți foarte bine subiectul, așa că vă ascultăm. Sunt foarte multe diete la modă. Bine așa, sunt perioade, începând cu cea a doctorului Atkins prin 1970, s-au tot dezvoltat diverse curente, dar de fapt, ele, dacă stăm să le împărțim așa, sunt vreo 3-4.
Da, avem dieta care se bazează pe proteine și grăsimi. Dieta de da? Tip Atkins, de tip Atkins, exact, din care s-a dezvoltat Ducanul, care este acum la mare modă. Mai avem dieta paleolitică, da, care se bazează pe dieta pe care, pe alimentația pe care o consuma omul din paleolitic, vânător cu legător, da, o alimentație care exclude cerealele și glutenul și de aici iarăși o altă industrie care s-a dezvoltat a alimentelor fără gluten. Ce mai avem? Mai avem dieta disociată, așa, nu? Da, care se da, bazează da, da. Pe consumarea unui singur tip de aliment pe durata unei zile. Da. Și cam astea ar fi. Da, sigur. Plus dietele low carb, sigur. Da. Care sunt, din punctul meu de vedere, mai echilibrate și sunt destul de aproape de stilul de viață pe termen lung pe care ar trebui să-l adoptăm. Eram curioasă ce părere aveți dumneavoastră despre acest Ducan, care este o formă atenuată de Atkins. Sigur, am aceeași părere ca despre orice dietă, așa cum ați spus dumneavoastră, care nu respectă fiziologia, sistemul nostru gastrointestinal, fiziologia, dacă vreți, digestiei, care nu respectă metabolismele noastre, care nu respectă homeostazia corpului, cu alte cuvinte. Sunt niște diete restrictive, până la urmă, care fac excese de anumite substanțe din categoria macronutrienților, în special pentru că macronutrienții, dacă observați, sunt cei manipulați în astfel de diete. Fie că facem un exces de proteine, fie că facem, dacă vreți, un exces de carbohidrați, fie că avem facem o carență... Facem un exces de grăsimi. Da, sau o carență nepermisă de grăsimi. Nu, acele diete în care grăsimile sunt expuse total și care sunt foarte periculoase. Modă inițiată în Statele Unite ale Americii. Sigur că da. Dieta fără grăsimi, de acolo De acolo a generat, cum bine ați spus și dumneavoastră, industrii întregi, în special industrii zise light, din care au fost scoase grăsimile, dar s-au introdus înlocuitori de grăsimi, s-au introdus masiv carbohidrați cu index glicemic foarte ridicat și iată că până la urmă chiar una din cauzele majore constatate astăzi ale supraponderalității și obezității poporului american este schimbarea, dacă vreți, comportamentul alimentar de prin anii 60-70, tradițional, cu ham and egg la mic dejun, deci cu mâncăruri mai grase, dar naturale, și înlocuirea lor cu așa zisele cereale de mic dejun. Și care a fost ridicată la nivel de politică de stat. Exact. Adică, și bine că ați remarcat acest amănunt, pe care puțin îl conștientizează. V-ați gândit vreodată acea piramidă a alimentelor generată de FDA, Food and Drug Administration, deci oficială pentru Statele Unite, că este construită mai mult, dacă vreți, pe piloni politici, da, pe considerente politice decât pe considerente științifice. Da. Iată, și se schimbă în funcție de interesele economice ale industriei respective. Din păcate, spun, corpul nostru nu s-a schimbat din punct de vedere genetic de cel puțin 40.000 de ani. Deci iată că nu putem să manipulăm metabolismul și genetica noastră așa cum ne-ar plăcea și cum o facem, de fapt, în domeniul modei vestimentare. Și de multe ori oamenii sunt induși în eroare, apar mari confuzii cu mode în alimentație. Nu există mode exact, în alimentație. Și eficiența este singurul criteriu în alegerea unei diete și nu este normal, pentru că așa poți să slăbești și dacă, nu știu, și dacă nu mănânci nimic. Poți să slăbești și dacă mănânci ciocolată toată ziua. Dacă mănânci 3 cuburi de ciocolată toată ziua, o să slăbești, dar nu este sănătos, nu e normal. O dietă trebuie să aibă ca rezultat atât slăbirea, dar și formarea unor obiceiuri de viață sănătoase, corectarea obiceiurilor anterioare și formarea unora noi, sănătoase, de lungă durată, care pot fi menținute pe parcursul vieții. Sigur, și să nu uităm că organismul nostru, eu tot repet și o să repet până la exasperare, faptul că organismul nostru are nevoie de minimum 50 de nutrienți esențiali care nu pot fi luați din 2 sau 3 alimente. Deci trebuie să avem ceea ce spunem mereu, o dietă diversificată, echilibrată și care neapărat trebuie integrată într-un stil de viață sănătos și o gândire pozitivă. Dar mai spuneți-ne câte ceva din experiența noastră. Cum mâncați? Ce mâncați? Ce faceți de a arătați așa? Mulțumesc mult, sunteți foarte drăguță. Fac
cam aceleași lucruri de ani de zile. Adică sunt o tipă de disciplinată și mi-am impus această disciplină. Vă rezumați numai la alimente sau sunteți foarte sedentară? Hai ca să exagerez. Nu, eu nu sunt, pot fi numită oricum, dar nu sedentară. Am un regim de viață foarte echilibrat, am 3 mese pe zi ce și înseamnă, 2 gustări. Ce înseamnă regim sau stil de viață echilibrat? Pentru că astăzi, nu, trebuie să conștientizăm, am spus-o și din nou o să o repet mereu, 3 inamici care sunt de serviciu. Alimentația proastă, sedentarismul și stresul. Cum abordați aceste 3 aspecte? Partea cu stresul nu poate fi în totalitate controlată de noi, în general. Pentru că... Dar vorbim de stresul psihoemoțional, nu de stresul fizic, care este un eustres, adică un stres bun. Am grijă să mănânc de 3 ori pe zi, nu exclud niciuna dintre grupele mari de macronutrienți, adică am în alimentație atât proteine, cât și carbohidrați, dar și grăsimi, pentru că deficitul de grăsimi se traduce printr-un dezechilibru hormonal și nu numai, lucruri pe care le-am învățat și din cărțile dumneavoastră pe care... Le-am citit cu sfințenie. Ce grăsimi consumați, de exemplu? În afară de omega-3, omega-6, în proporțiile ideale 1 la 4, am grijă să am vitaminele liposolubile și, în general, îmi aleg surse de genul pește gras, migdale, nuci, avocado, semințe de in, ulei acolo de măsline. Avem un avocado? Da, aveți un avocado care este da, foarte să cop. Poate să-l arătăm, poate mulți nu știu. Da, este excelent și are un gust așa cu o ușoară aromă de nucă, așa-l percep eu. Da, și e foarte bun în salate, poți să-l faci paste. Și are foarte multe grăsimi bune, are peste 40% grăsime. Deci iată că este un fruct-legumă, cumva, bun și crud în salate, dar se face faimosul sos guacamole. Guacamole. Da, și care, sigur, presupune utilizarea și usturoiului, cepei, alte alimente extrem de sănătoase. Da. Dar citiți eticheta atunci când consumați un aliment procesat, dar sunt sigur că rar consumați astfel de alimente. Când vedeți cuvântul hidrogenat referitor la grăsimi, nu? Nu, să-l văd de la distanță, eventual, ca să-l ogolesc. Nu, n-am astfel de alimente în dieta mea zilnică. Se întâmplă să-mi fac din când în când poftele, adică o dată pe săptămână. Cred că avem nevoie să consumăm și astfel de alimente, dar e vorba de obișnuință. Nu, organismul meu nu mi cere lucruri nesănătoase pentru că nu l-am obișnuit. Ne exemplificați cum arată din punct de vedere al spectrului alimentar o zi la dumneavoastră, cu micul dejun, cu dacă luați mic dejun, dacă... Da, nu, prins, v-am spus că am obligatoriu 3 mese provoc, și 2 gustări în geantă. Eu provoc, dacă... asta e, dacă vreți, o defecțiune a meseriei de profesor. Ori îmi fac un terci din fulgi de ovăz cu apă, în care presar... Apă de la robinet? Sau? Nu, apă plată. Da. Cu apă plată, cu câteva nuci, câteva migdale... Și ce mai găsesc pe acolo? Pot să pun și câteva curmale sau smochine sau stafide. Asta este o variantă de mic dejun. O a doua variantă de mic dejun atunci când am mai mult timp la dispoziție este cel pe bază de ouă cu niște legume bogate în vitamina C alături. Ce fel de ouă preferați? Ouăle inscripționate cu zero. Știți de ce vă tot întrerup și îmi cer scuze? Ca să demonstrăm cât de mult ne pot păcăli denumirile generice ale alimentelor. Ouă. Când spui ouă, ați văzut câte feluri de ouă, înțelegi? Sau, este valabil pentru orice aliment. De aceea trebuie să personalizăm și să spunem ce fel de aliment dintr-o categorie generică. Atunci când le iau din supermarket, de obicei le iau de la bunica mea de la țară, mă duc și iau un angro, o cantitate mare de ouă proaspete și atunci care provin de la găini care au fost crescute pe sol. Facem o mică pauză și revenim. Facem, domn profesor. Am revenit și haideți să continuăm discuția. Foarte interesantă și instructivă. Rămăsesem la tipurile de mic dejun, da? Vă dădeam exemple de mic dejun. Mese pe care le iau în mod constant, sigur. Da? Deci vă spuneam că o variantă ar fi cea cu ovăz combinat cu diverse fructe oleaginoase. O a doua variantă este aceasta din micul dejun pe bază de ouă, alături de o salată
bogată în legume care conțin vitamina C, astfel încât asimilarea fierului din ouă, de exemplu, să fie înleznită. Da. Asta ar fi o a doua variantă. O a treia variantă ar fi micul dejun exclusiv din fructe. Mi se întâmplă să simt nevoia să mănânc din când în când o salată de fructe proaspete, făcute atunci. Deci nu consumați compoturi, nu? Nu, nu. Dar ce părere aveți despre freșurile de fructe? Cred că sunt o păcăleală, pentru că senzația noastră este că freșul este un aliment foarte sănătos care nu îngrașă. Ei bine, freșul este de fapt o concentrație foarte mare de fructoză, din care se înlătură fibrele, alimentare, elemente foarte importante din fructe, și atunci noi ajungem să introducem o cantitate nefirească de mare, fructul, da, exact, nefirească de mare textura de fructoze, și să aducem practic calorii goale, da, nu conștientizăm că de fapt am luat de fapt fructoza din 4-5 fructe, că nu avem aceeași senzație de sațietate pentru că am pierdut fibrele și am pierdut și o parte din vitaminele și mineralele conținute. O variantă acceptabilă din punctul meu de vedere este smoothie-ul. Da. Acela în făcut care la blender. Exact. Deci amesteci nu folosim centrifuga. Și, da, și nu arunci nimic de la fruct în afară de, da, nu știu, coaja de la portocale. Deci partea necomestibilă, sigur. Da. În rest consumăm totul. Așa este. La prânz? La prânz. Da, între mic dejun și prânz? Dacă mi se mai face foame, dacă am mâncat masă de fructe, mi se face foame și atunci am în geantă niște semințe proteaginoase, lucruri, le numim noi. De ce? Pentru că pe lângă conținutul foarte ridicat de grăsimi foarte sănătoase, conțin acestea și cantități importante de proteine, tot cu valoare biologică ridicată. Asta se întâmplă și la sămânța de floarea soarelui, la migdală, la nucă, la, deci de aceea mai nou le numim proteaginoase, pentru că ele conțin și proteine și grăsimi. Aha, interesant de știut, asta nu știam de proteaginoase. Da. Știam eu că o să învăț ceva dacă vine aici. La prânz, obișnuiesc să mănânc ceva cu carne, o carne provenită din diverse surse, inclusiv, da, mușchi de porc. Mușchi de porc curățat de grăsime, acela alb, este, are aceeași valoare calorică. 110-120 exact, kcal cu pulpa de pui. De pui. Sau cu, chiar cu pieptul, da, de pui sau de curcan. Da, da. Și atunci mănânc or porc, pui, curcan. Peștele vă place? Peștele, da. Fructele peștele îmi place, dar încerc să-l mănânc seara. Mm-hmm, mm-hmm. Și lângă am o salată, clar. Am foarte multe combinații de salate. Cum, nu aveți cartofi prăjiți? Nu. N-am mai mâncat cartofi prăjiți de mai mult de 10 ani. Și, dar sunt foarte gustoși. Și evit cartoful în general, pentru, da, că știu că cele mai multe minerale și vitamine pe care le conține se află în coajă. Și atunci, dacă nu găsești cartofi din acela pe care poți să-l fierbi în coajă și să-l mănânci cu coajă... Da, coaja are, dacă vreți, și niște componente cu totul speciale. O compoziție care se cheamă suber și care are foarte mulți polifenoli, cum spuneți dumneavoastră, și fibre alimentare, care astăzi sunt puțin prezente în alimentația noastră. Cum știți, că știți foarte bine, minimum 25-30 de grame trebuie să consume pe zi de fibră un adult, și noi dacă luăm 2-3 grame. Da. Și asta este o cauză importantă a constipației, a intoxicării, a creșterii nivelului glicemiei, a colesterolului și așa mai departe, a îmbolnăvirilor în general. Da. Sigur, e corect ce spuneți. Noi avem disponibil tot timpul cartoful acesta care permite, exact, să fie consumat și cu coajă. Să... Dar despre cartoful dulce, avem acolo un cartof dulce? Da, aveți, cred că da. O batată, uitați-l, da, acela lung, așa? Da... Este un cartof, da, dulce. Se fierbe în coajă și se mănâncă... Sigur. Se curăță coaja, se fierbe, dar foarte puțin, câteva minute. Capătă o culoare foarte intens portocalie. Este extrem de bogat în beta-caroteni și este indicat și diabeticilor, spre deosebire de cartoful, care este un solanaceu. Numai numele este comun, cartof și cartof dulce. Ele fac parte din familii botanice total diferite și este un aliment sigur mai exotic, dar se găsește și poate face parte, dacă vreți, pentru diversificarea dietei,
din alimentația noastră. Cred că avem această problemă cu diversificarea și cu varietatea alimentelor pe care le consumăm, pentru că citeam undeva că noi, de fapt, și așa e, consumăm 10 tipuri de legume și de fructe. Da. În vreme ce, acum foarte mulți ani, era o diversitate mult mai mare. Cu alte cuvinte, acele mii de alimente pe care le regăsim pe rafturile hipermarketurilor nu reprezintă decât o pseudodiversitate, că ele provin, cum a spus noastră, din câteva cereale, din câteva fructe, astea procesate sau sub formă de furaj, la rândul lor carnea, lapte, ouăle și derivatele lor, provenind tot în ultimă instanță din soia, din grâu, din porumb. Da. Este sigur. O teorie pe care o abordează și Michael Pollan în Dilema omnivorului. Așa este, sigur. Și să știți că, într-adevăr, este o dilemă mare în momentul în care ești omnivor. Dacă ești carnivor, e simplu. Dacă ești erbivor, iar este simplu. Când ești omnivor, trebuie să ai creierul mare și instruit. Acum, sigur că la cină mai mâncați ceva, nu? Am următoarele reguli. Sigur, e posibil să mai mănânc, dacă mi se face foame, între prânz și masa de seară, să mănânc o gustare. Și dacă nu mai e foame, nu mai mănânc seara. Masa de seară este oricum luată cu 3-4 ore înainte de a mă culca. Și, în general, e formată dintr-o sursă de proteine cu salată lângă sau salată cu o felie de pâine. Constat că, în general, mâncați mâncăruri simple, nesofisticate, da, nu? Da. Dar atunci când totuși recurgeți la o mâncare mai sofisticată, sunteți atentă la ingredientele care compun acel aliment și apoi sunteți atentă la combinarea alimentelor. Sunt atentă, domnul Ur, pentru că v-am citit, v-am spus cu mare atenție toate cărțile. Nu, dar lucrul acesta l-ați verificat și prin experiența dumneavoastră. Ați constatat că e o diferență dacă mănânci acea friptură de mușchi de porc cu cartofi prăjiți sau dacă îl mâncați cu legume. Este o mare diferență. Am sesizat-o, am încercat-o, dar nu pot să vă spun că este foarte ușor să urmezi, nimic, să respecti regulile asocierii corecte. Așa cum sunt ele ideale. La modul ideal, nimic nu se poate face. Nu ai cum. Adică sigur că nu mănânc niciodată carne cu cartofi, nu mănânc carne cu orez, nu mănânc paste cu carne, nu mănânc pâine cu brânză. Dar se întâmplă să mai greșesc în unele asocieri și nici nu mi le-am propus să le respect pe toate. Nici nu trebuie. Am citit foarte multe despre asocierea acesta corectă a alimentelor. Înțeleg că e o teorie care s-a descoperit prin 1904 de către dr. William Howard Hay, care de fapt a descoperit această compatibilitate, pentru că el însuși era bolnav și și-a creat o dietă ca să... Știți cum s-au descoperit de fapt aceste lucruri? Descoperindu-se, dacă vreți, pe măsură ce s-a descoperit anatomia și fiziologia sistemului gastrointestinal, digestia, metabolismelor. Deci, organismul nostru ne spune cum trebuie să mâncăm, cum trebuie să asociem alimentele, cât, când să mâncăm. Sigur că da. Dar acum, sigur că eu vă întreb așa, nu dintr-o curiozitate morbidă, ci să spuneți telespectatorilor noștri, din propria dumneavoastră experiență, lucruri pe care le-ați învățat, lovindu-vă și de ceea ce nu a fost bun. Spre exemplu... Uitați, de exemplu, asocierea dintre iaurt și fulgi de ovăz. Dacă e să o luăm după carte, nu este o asociere corectă. Da. Da? Dar în practică... Este o asociere neutră. Da. Da? Ca să-i spunem așa. Sau am citit chiar într-una dintre cărțile dumneavoastră, pâine cu lapte. Da. Este o asociere care teoretic nu este admisă, dar este... Acceptată, mai ales dacă pâinea este dospită. Absolut, sigur că da. Cu alte cuvinte, ar trebui, sigur, să fim atenți la fiecare aliment, pentru că fiecare aliment, ca și fiecare om, este o entitate strict
personalizată. Și folosirea, repet, denumirilor generice pentru alimente este cel mai bun mijloc de manipulare, este cel mai bun mijloc de marketing, de confuzare a consumatorului, de zăpăcirea lui și de a-l face să mănânce alimente pe care altfel nu le-ar mânca dacă ar fi în cunoștință de cauză. La fel cum se întâmplă și cu greutatea ideală sau calculatoarele acelea de calorii sau tabelele cu greutăți ideale. Eu și probabil că și dumneavoastră primesc foarte des întrebarea câte kilograme ar trebui să am la înălțimea de. Nu există așa ceva. Fiecare om asimilează, exact, reacționează, are niște proporții diferite. Absolut. Poate că cu siguranță două persoane care au aceeași înălțime și aceeași greutate pot arăta total diferit. Absolut, absolut. Atunci nu există așa ceva. Adică câte kilograme trebuie să am. Uită-te în oglindă. Îți place ce vezi? Bine. Sigur. Dacă nu-ți place ce vezi, ia măsuri. Sigur. Și la asta se reduce totul. Asta este formula. Asta este tabelul. Fiecare avem o greutate, cu alte cuvinte, personalizată, o greutate cu care ne simțim bine și o greutate care fiziologic ne face bine. Pe care nu trebuie să ne spună nimeni. Da, deci ideea este că natura nu poate fi pusă în niște șabloane așa cum ne-ar plăcea nouă și cum spuneți dumneavoastră. Și dacă devenim așa obsedați, cum mai discutam și într-o emisiune anterioară, ajungem să fim ortorexici. Ortorexia ne duce... Tulburarea alimentară foarte serioasă. Da? La acea anorexie nervoasă care este și mai serioasă. Cum există și vigorexia și... Sigur, sigur, sigur că da. Așa este. Deci, în concluzie? În concluzie, cred că disciplina este cel mai important element pe care trebuie să-l conștientizăm atunci când și ne hotărâm să... Și conștientizarea acestor slăbim, ascultarea propriilor semnale ale... Vedeți, omul modern nu mai atent la semnale pe care îi le dă organismul. Uneori, vedeți, organismul devine chiar violent. Se întâmplă să mâncăm alimente foarte gustoase, industrializate, dar supraorganoleptizate, pentru că acolo ce găsim? Găsim glutamat monosodic, guanilat, inozimat. Exact. Găsim, elemente care produc adicție. Da. Și păcălim creierul, dar nu mai păcălim receptorii din intestin, care imediat ne dă reflexul de vomă sau de are. Trebuie să le lăsăm, pentru că în felul ăsta ne imediat scăpăm de acele toxine. Cum e cu sportul? Că nu ne-ați vorbit nimic, ori dumneavoastră sunteți expertă. Da, n-am apucat pentru că sunt foarte multe subiecte pe care... Așa este, da. Despre alimente pe care... Sigur că vom mai avea ocazia, sper să mai veniți în emisiune. Cu mare plăcere și sper să veniți și dumneavoastră la mine, nu că n-ați venit, așa, dar... Tot așa, cu mare plăcere, sigur că da. Da. Facem așa un schimb deci de experiență. Deci cum e cu sportul? Îmi permite să spun un lucru, dacă nu ne mișcăm, ne ruginim? Da, ruginim. Da. Și să știți că Că noi ne mișcăm mult mai puțin decât acum mii de ani și mâncăm mult mai mult. Și atunci, trei antrenamente pe săptămână sunt absolut obligatoriu pentru un stil de viață normal, nu pentru a fi o persoană activă. Cred că este ca spălatul pe dinți. Este o chestie care ține de igiena personală, la igiena alimentară, la urma urmei. Igiena de viață, exact. Așa cum te speli pe dinți, așa ar trebui să conștientizezi că trebuie să te miști. Da. Eu sunt adeptă antrenamentelor făcute acasă. În programul pe care l-am lansat și la care mi-ați făcut onoarea de a veni și pe care l-ați și analizat așa, am o carte și un DVD. E, bine, pe DVD se găsesc 5 antrenamente pe care le poți face acasă, pentru că nu ai nevoie de cine știe ce sală performantă, de cine știe ce echipamente sau de un spațiu enorm pentru a te mișca. Poți să faci lucrurile astea într-o sufragerie foarte mică sau într-o bucătărie foarte mică. Că dacă îți dorești și dacă e important pentru tine să fii sănătos și să ai un corp armonios. Eu cred că lucrurile astea se pot face acasă. Eu le fac de ani de zile. 15 minute sunt suficiente. Și atunci cred că e simplu să introduci această rutină în viața ta. Eu vă mulțumesc mult, vă aștept și cu altă ocazie. Și eu vă aștept și cu altă. Sunt sigur că telespectatorii noștri au învățat astăzi multe lucruri practice și foarte importante pentru sănătatea lor din experiența dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată și sper să ne mai vedem. Avem invitat astăzi la rubrica noastră Produs în România. Doamna doctor Non de la Fares și vom aborda un subiect, zic eu, foarte de actualitate, acela legat de
cum procedăm prin mijloace naturale să stimulăm sistemul nostru imunitar, care de regulă și din păcate este prăbușit datorită mâncării proaste, datorită stresului. Și ce putem face? Pentru că un sistem imunitar prăbușit este poarta deschisă pentru orice boală, inclusiv pentru cancer. Așa este și aș mai avem un ceai foarte bun. Asta este un ceai de bună dispoziție de la dumneavoastră și chiar este extraordinar de savuros, fără niciun adaus de îndulcitor. Da, este natural, natural și culoare și gust, un ceai doar din plante și fructe aromate. Referitor la ce spuneați dumneavoastră cu scăderea imunității, eu aș mai adăuga o cauză foarte importantă care ridică tot mai multe probleme, aș spune chiar de sănătate publică, și anume abuzul de antibiotice, de medicamente de sinteză și în mod deosebit de antibiotice. Poate că, cu toate că suntem în primăvară, frigul de afară ne justifică și această discuție. Foarte multă lume apelează la aceste antibiotice total nejustificat, de la cea mai simplă răceală la cea mai simplă viroză, fie prin automedicație, fie chiar, din păcate, la recomandarea medicului, se apelează la antibiotice și acestea duc la o serie de efecte adverse, unul dintre ele fiind scăderea imunității, bineînțeles modificarea florei intestinale cu disbioza care se instalează, cu perioada foarte lungă de refacere, dar datorită scăderii imunității apare un nou episod și intrăm într-un cerc vicios din care ieșim extrem de greu. Un mod corect de administrarea medicamentelor de acest tip ar fi neapărat efectuarea unei antibiograme. Ori eu nu știu ca acest lucru să se facă suficient de frecvent atunci când se recomandă un antibiotic. Și asta a dus la situația despre care dumneavoastră ați vorbit, la apariția tulpinilor rezistente, multirezistente, practic la ineficiența antibioticelor. Și cu atât mai mult că se administrează antibiotice și în situații de viroze. Când se știe din 1928, de când Fleming a descoperit penicilina, că era împotriva bacteriilor, deci inhiba dezvoltarea bacteriilor, în niciun caz a virusurilor. Și atunci nu facem decât să stricăm și mai mult. Din acest motiv, pe lângă faptul că ați spus de aceste antibiograme, aș vrea să menționez că se pot face tratamente foarte corecte cu plante medicinale, deoarece acestea au substanțe active și, în mod deosebit, uleiurile volatile sau uleiurile esențiale, cum ne place să le spunem, care sunt adevărate antibacteriene, antivirale, antifungice, aș putea spune și antiparazitare, și este. Stimulează imunitatea. Da. Deci, putem... Și o caracteristică esențială. Nu creează tulpini rezistente și nu distruge echilibrul microbiotei, adică microflorei intestinale, în special a microflorei colonice. Așa. Microflora colonică, odată destabilizată, înseamnă imunitate prăbușită, pentru că sistemul imunitar este cantonat 70% de-a lungul sistemului gastrointestinal, este cu acronim acel sistem GALT. Da. Așa este și putem face, exact ce a spus referitor la antibiotice, putem face și cu plantele, cu uleiurile esențiale. Deci nu facem antibiograme, ci facem aromatograme. Și noi chiar avem o experiență în această zonă și echipa noastră de cercetare de la Orăștie veșnic este preocupată de a realiza produse care să acționeze asupra cauzei și nu doar asupra simptomului, asupra efectului. Și aceste... Poate pentru unii sună destul de extins termenul antibiotice naturale, dar le putem numi pe drept cuvânt așa. Păi chiar așa sunt. Penicilina este cumva vreun antibiotic nenatural? Nu. Nu este biosintetizat de penicillium notatum, da, care este o ciupercă microscopică? Exact. Iată că și aici s-a creat o diversiune, nu? S-a creat așa un eșafodaj misterios, științific, că antibioticele acestea pe care noi le cunoaștem, de fapt, nu sunt din natură, sunt invenția omului, sunt ceva deasupra naturii. Dar uitați-vă că natura se răzbună și mai mult antibioticele autentice, naturale, antifungicele, antiviralele naturale, nu au efecte secundare periculoase. Exact, și prin faptul că există un
complexis, deci fiind un complex de substanțe active, exact cum spuneați mai devreme, nu apare nici această rezistență pe care o întâlnim la cele de sinteză. Astfel, noi am realizat o formulă, pentru că lumea în ziua de azi îi place să înghită capsule. Este mult mai ușor și este cumva și similar antibioticului, da. Să zicem, adică îi dăm și omului ceea ce își dorește, dar nu facem rău. Da. O formulă de capsule în care am inclus frunzele de măslin, cuișoarele, lichenul de piatră, scoarță de salcie și muguri de plop. Haideți să rămânem numai puțin la cuișoare. Oare oamenii știu că atunci când mergi la dentist, la medicul stomatolog, acel miros nou specific de dentist este dat tocmai de uleiul esențial din cuișoare? De eugenolul. Da, sunt destul de puțini care știu acest lucru și iată că eugenolul este folosit de atât de mult timp și cu efect antibacterian, dar și analgezic. Și odorific. Odorific, da, deci da. Pentru mine guma de amestecat preferată. Deci eu mestec un cuișor în locul gumei de amestecat. Așa, și este și un antiinflamator foarte bun. Lucrul acesta vreau să-l pun în evidență. Plantele medicinale, spre deosebire de produsele de sinteză, acționează pe mai multe căi. Da. Naturale. Numai și stimulează fiziologicul. Puișorul, cum spuneam mai devreme, este și antibacterian, și antiviral, și antifugic, dovedit științific. Deci nu este doar o afirmație fără acoperire. Efectul analgezic este dovedit. Vedeți că sunt astăzi tentative de aducere în derizoriu al naturo tratamentelor, se spune, a tratamentelor naturale. Da. Și unii chiar sunt... fie că sunt ignoranți, fie că au interese, par chiar revoltați că e vorba de păcăleală, că e vorba de șamanism, că e vorba de nu știu ce practici învechite, nu este adevărat. Nu. Natura niciodată nu este învechită. Așa cum a spus și Eminescu, natura nu minte niciodată. Niciodată. Așa este. Și tocmai pentru a demonstra acest aspect, noi întotdeauna facem studii clinice sau evaluări observaționale ale eficienței terapeutice a formulelor noastre. Și am realizat și acest gen de evaluări asupra unei combinații de două uleiuri esențiale, cimbru cu cuișoare sau tea tree cu cuișoare, și am constatat pe aromatograme o eficiență deosebită, deci pe combinația cimbru cu cuișoare, o eficiență de 98% sensibilitate pe tulpini, cum sunt Escherichia coli, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Streptococ. Deci în această combinație chiar și pe streptococ cu beta-hemolitic. Știți că am făcut și noi experiențe de genul acesta, dar în domeniul alimentelor și conservării alimentelor. Exact ce spuneți dumneavoastră, am făcut extracte de scorțișoară, de oregano și așa mai departe. Și au înlocuit cu mare succes conservanții chimici de sinteză cancerigeni. Categoric. Sigur că deocamdată nu prea se folosesc, nu modifică nici gustul alimentului, dar sunt mai scumpe și încă sunt mai ieftine și cantități mari disponibile din acele euri conservante nesănătoase. Am înțeles. Aceste formule, revenind la capsule, am inclus și componenta antiinflamatorie. Foarte important într-o afecțiune virală sau într-o afecțiune bacteriană să ai într-un produs și efectul antibacterian, antiviral, dar și antiinflamator, pentru că se știe în practica curentă, foarte ușor se apelează la un antiinflamator într-o banală viroză. Și atunci scoarța de salcie, care din 1838 se știe că s-a extras acidul salicilic, o ține salicilina, saligenina, care se transformă în tubul digestiv în acidul salicilic. Iată din nou confiscarea naturii, doamna doctor. Haideți să fim onești. Da. Dacă știm un lucru și un adevăr, să-l spunem. Aspirina, care este acid acetil salicilic, a apărut din necesitatea, dacă vreți, dumneavoastră, a profitului. Pentru că saligenina, fiind o substanță naturală din coaja de salix alba, de salcie, nu poate fi brevetată, deci nu aduce profit. Ca să poată aduc, să aducă profit, ce au făcut chimiștii?
au acetilat, substanța asta a scos acid acetil salicilicul, da? Care este aspirina, bătrâna aspirină, chiar și modificată chimic, iată o substanță naturală, a rămas însă și astăzi valabilă, unul dintre cele mai puțin nocive, dacă vreți, medicamente, dar tot inspirat de natură. Tot din natură, Și este unul dintre cele mai apropiate, dacă vreți, de natură. Da. Așa că chestiunea asta că, mă rog, chimia bate natura, nu poate niciodată să o facă, categoric. Pentru că ne bate sănătatea noastră cu foarte și prea multe și de neadmis efecte secundare. Și eu zic că lumea medicală și, în general, oamenii care sunt responsabili pentru sănătatea lor și a celor din jur, ar trebui să lasă la o parte, sigur, anumite interese, pentru că există, și să mai spună și adevărul, să mai promoveze și ceea ce astăzi constatăm că se întâmplă, întoarcerea la medicina, dacă vreți, ancestrală, medicina care spunea că nu există boli, ci numai bolnavi, iar noi astăzi îi spunem și e o mare descoperire, credem noi, medicina personalizată. Da. Și cu plante chiar se poate, numai așa se poate face medicina, personalizat. E adevărat că există formule pe care noi le facem, dar fiecărui pacient îi recomandăm capsule, știu eu, în doze de una de trei ori pe zi sau în funcție de afecțiune de două, câte două de trei ori pe zi, dacă e sever, asociem un ceai, asociem un ulei. Am conștientizat o chestiune, mă scuzați, nu are legătură acum chiar directă cu ce vorbim. Să știți că ceaiul este foarte bun și nu îl consum pentru a face reclamă. Efectiv, nu am rezistat să nu-l beau. Sincer, mă bucur. Că poate cineva crede, uite, acum profesorul bea ceai ca să-i facă reclamă. Nu, e un ceai extraordinar de bun și senzorial și sigur pentru sănătate. Deci chiar de bună dispoziție. Da. Chiar de bună dispoziție, ne bucură și echipa noastră. A fost chiar așa un sentiment, dacă ați văzut, intempestiv și nu mi-am programat sau nu am regizat chestiunea asta. Am înțeles și mă bucur. Deci, să revin un pic la ceea ce spuneați dumneavoastră, referitor la salcie, și mugurii de plop conțin și ei derivați de salicilat, clar, și sunt propolisul natural, și atunci în această formulă am zis că este foarte binevenit și mugurul de plop. Iar lichenul de piatră este foarte mult studiat, deci noi mergem și pe argumente, nu numai pe ce se știa din tradiție, chiar dacă accentuăm foarte mult tradiția și ne place să spunem că avem o tradiție de peste 80 de ani în ceea ce facem, multora nu le este suficient. Și apelăm și la studii. Lichenul de piatră e studiat pentru acidul usnic din compoziția sa, care merge foarte bine pe agenții gram pozitiv. Ea are efect pe anaerobi, stopează în dezvoltare bacilul Koch, demonstrat. Da. Are efect antiinflamator similar cu a unor substanțe de sinteză. Iarăși e un lucru care ne place să-l auzim. Conține polizaharide, prin care stimulează imunitatea. Iată, doar o singură plantă în câte direcții acționează. Și să nu uităm, toate aceste efecte au trecut proba timpului, spre deosebire de foarte multe medicamente chimice de sinteză care n-au trecut proba timpului. Exact, și care de fiecare dată trebuie altceva pentru că nu mai face față cel care a fost înainte. Frunzele de măslin studiate foarte mult, oleuropeinele din compoziția lor au efecte și pe gram pozitiv și pe gram negativ. Stimulează chiar chemopreventiv, deci împotriva unor forme de cancer, cancer de sân. Și de asemenea, tot așa pe stimularea directă a producției de fagocite. Deci iată că o formulă care se poate numi, spunem noi, pe drept cuvânt, un antibiotic natural, eficient, fără să ne scadă imunitatea și care poate fi că mulți ne întreabă, doar în infecțiile respiratorii, și întrebarea, răspunsul meu este, antibioticele le dăm doar în infecțiile respiratorii? Nu. Și acest antibiotic natural îl putem folosi și în infecțiile digestive, și în cele urinare. Am avut rezultate extraordinar de bune pe clepsiela, de exemplu, cu una dintre formulele din uleiurile esențiale, cel cu cimbru și cu cuișoare. Deci sistemul imunitar este unic. Odată repus în funcțiune, va acționa împotriva tuturor agenților patogeni și chiar împotriva proceselor de malignizare. Doamna doctor, eu vă mulțumesc mult. Din păcate, timpul s-a terminat. Ne revedem și săptămâna viitoare. Iar noi, sigur, săptămâna viitoare vom aborda din nou subiecte interesante și nu uitați, suntem ceea ce mâncăm, suntem și ceea ce nu mâncăm, mâncăm cum gândim și gândim cum mâncăm.